Hello tuturor. Astăzi vreau să fac ardei copt straș la tigaie după rețeta mamei mele și a bunicii mele. Avem nevoie de o tigaie în care am pus niște ulei de măsline, apoi o ceapă tăiată mărunt, 4-5 căței de usturoi tăiați felii. Și călim puțin ceapa cu usturoiul. După ce s-a călit ceapa și usturoiul, adăugăm și ardelul capea care a fost tăiat mărunt. Am mai adăugat niște pastă de tomate, câteva foi de davin pentru a da un gust mai bun, puțin pătrunjel, piper, sare și apoi amestecăm să se pătrundă toate condimentele. Un pahar cu apă plată, și lăsăm mâncarea pe foc în jur de 30 de minute. Mâncarea trebuie lăsată la foc mic. Între timp mâncarea este gata și am servit-o bineînțeles cu mămăligă. Am așezat mâncarea în farfurie. Aceasta este cina noastră din seara aceasta. Ardei copți, au fost copți la grătar, acești ardei cu mămăligă, care au fost foarte gustoși. Vă doresc vouă și nouă poftă bună!